Bine ați venit la un nou eveniment susținut la Proiectul Național Roman Bodă. Astăzi avem un invitat special, toți invitații noștri, domnul profesor, doctor Cristian Rulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, mai cunoscută, eu știu, sigla Facultății sub abrevierea de SNSPA. Dumnealui este o personalitate a domeniului, a segmentului non-guvernamental, fiind și președintele Asociației Pro-Democrația. Pe mine, într-un fel sau altul, mă leagă ceva special de Pro-Democrația, pentru că adolescent fiind la Roman Bodă, în 92, asociația a monitorizat alegerile și chiar noi ne-am înscris să fim observatori în cadrul acestor alegeri. Ceea ce, pentru un adolescent, la vremea respectivă era o chestiune foarte mare și foarte importantă și astăzi mi se pare la fel de importantă participarea voastră la un exercițiu democratic. Acestea fiind spuse, am să mai adaug doar un singur lucru, și anume că dumneavoastră este aici în calitate de mentor în cadrul Consiliului Social și Economic European. Este reprezentant al acestui Consiliu în România, iar voi, cum știți, avem aici, vom fi reprezentați în cadrul acestui Consiliu la Bruxelles, în luna aprilie, de 3 dintre colegii voștri. Vom reprezenta România, sper eu, cu cinste, în cadrul dezbaterilor acestui Consiliu European. Domnule profesor, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Mă bucur să fiu la Liceul Roman Bodă astăzi. N-am mai fost niciodată în Roman, deci mă bucur de două ori. O dată că sunt la Liceul Roman Bodă și o dată că pot să vorbesc cetățenilor Romanului, nu sunteți cetățeni ai Romanului. Când l-am ascultat pe domnul profesor, mă întrebam despre cine vorbește, că nu m-am recunoscut în cuvintele acelea. Sunt aici, așa cum vă spuneam, pentru că o instituție europeană, consultativă, e adevărat și să știți ce înseamnă asta, Consiliul Economic și Social European, de câțiva ani de zile, de 6 ani de zile, are un program care se numește Your Europe Your Safety. Vocea ta în Europa, se aude, am putea spune, care este dedicat elevilor de liceu din cele două state membre în momentul ăsta, atunci când a început, erau 27. Din fiecare stat se selecționează câte un liceu. Anul acesta a venit rândul Liceului Roman Bodă, a doua oară din câte înțeleg, că prima oară a fost în 2010, dar în 2010 ghinion. Nu știu dacă vă aduceți aminte că erați la grădiniță pe vremea aia. Dar oricum a fost vulcanul din Islanda și nu s-au mai ridicat avioanele de la sud. Așa că elevii de la Roman Bodă nu au mai ajuns atunci la Bruxelles, vor ajunge anul acesta. Sperăm, dacă nu va fi niciun vulcan. Acest program este un program în care elevii de liceu participă la simularea unei ședințe a Comitetului Economic Social European. Ce este Comitetul Economic Social European? Vreau să fac doar o scurtă prezentare a lui. E un fel de parte obligatorie a întâlnirii noastre de astăzi. Ca membru al Comitetului Economic Social European, fac această prezentare. În general, Comitetul Economic Social este mai puțin cunoscut. Nu știu dacă știți că avem și în România. Și există în majoritatea statelor europene. El trebuie să asigure reprezentarea la nivelul statului a societății civile. Ați auzit despre societatea civilă? E ceva urât. Formată din indivizi care protestează într-una împotriva statului. Sunt nemulțumiți că statul funcționează. Sindicate, organizații neguvernamentale, mă rog. Comitetul Economic și Social este o viziune pe care, imediat după al doilea război mondial, democrații din Franța, democrat creștini în primul rând, adică democrații din zona Bisericii Catolice, au avut-o despre participarea grupurilor sociale la luarea decizii politice. Altfel spus, Consiliul Economic și Social sau Comitetul Economic și Social, cum vreți să-l numiți, poartă nume diferite de la un stat la altul, a plecat de la o viziune
lărgită asupra democrației liberale. Pentru că am propus astăzi o temă pentru dezbaterea noastră, ce mai înseamnă Europa astăzi? Sau mai înseamnă ceva Europa astăzi? Și asta aș vrea să rezulte dintr-o discuție pe care o avem împreună. Dar ca să înțelegeți ce mai înseamnă Europa astăzi, trebuie să vedem ce a însemnat Europa la un moment. Sau a însemnat ceva Europa la un moment, da? Pentru că dacă ne raportăm, de exemplu, la Ionuca Caragiale, vă aduceți aminte? Personajul ăsta interesant. Într-o scrisoare pierdută. Cred că știți piesa, nu? Cu siguranță. La un moment dat, într-o întâlnire asemănătoare acesteia. Era electorală, nu? Era o întâlnire. Se vorbea despre Europa și spunea unul din personaje, ridicând degetul în sus și strigând: Europa se uită la noi! 1882, acum 140 de ani, 130 și ceva de ani, Europa se uita la noi, la România. Atențiune, Europa se uită la noi. În această zonă a lumii am avut într-una obsesia Europa. Europa se uită la noi. Ce era acea Europa care privea o dezbatere electorală într-un frumos oraș din Europa? După cum știți, Caragiale ilustrează acolo o dezbatere electorală într-un oraș din Moldova. Alegerile dintr-un oraș din Moldova. Fac o paranteză aici. Caragiale nu a fost un martor neutru al vieții politice românești. Caragiale a fost un politician, nu doar un scriitor. Caragiale a ilustrat într-o scrisoare pierdută viziunea lui conservatoare despre societate. Altfel spus, el a ironizat liberal. Și viziunea liberală despre societate. Ce vedeți într-o scrisoare pierdută? Ce vedeți în Conul Leonida față cu reacțiunea? Inclusiv în O noapte furtunoasă. Este viziunea lui Caragiale despre societate, care era o viziune conservatoare. Caragiale nu a fost un artist oarecare. A fost un om implicat, apropo de dezbaterea noastră de astăzi. Și râdea puțin de liberalii care făceau într-una referire la Europa. Deci putem spune dintr-un început că Europa a fost un element central în discursul liberal și de stânga despre construirea societății românești. Ați auzit de stânga? N-ați auzit de stânga. Extrema stângă. Da. La echipa Dinamo. De asta ați auzit, cu siguranță. Ce clasă sunteți voi? 12. La 12. Deci, teoretic, dacă ar fi alegeri, ar trebui să votați în curând. Și întrebarea mea e, cum votați? Precum cetățeanul turmentat? Nu. Cetățeanul turmentat era, de fapt, un cetățean cum să cade, care cerea voie să voteze și cerea indicații de vot. Cuiva. Șefului de partid. Nu era un bețiv, așa cum cred mulți. Cetățeanul turmentat era ceea ce se numește în știința politică un client. El întreba conducerea de partid cu cine votez. Eu cu cine votez. Indicați-mi persoana cu care trebuie să votez. Care e interesul partidului? Așa vreți să votați sau vreți să știți dacă cel pe care îl votați corespunde intereselor voastre? Dacă vreți să știți dacă corespunde sau nu intereselor voastre, atunci ar trebui să știți cam ce propune. Să nu vă lăsați păcăliți. Politica este, prin natura ei, o poveste. O poveste care poate fi interesantă sau mai puțin interesantă. Dar o poveste. Pentru că politica, contrară a ceea ce susțin mulți, este strâns legată de cuvânt. Nu poți să faci politică fără să vorbești. Mulții nu fac politică. Politica înseamnă cuvânt, discurs, un discurs care să convingă și pentru a convinge trebuie să fie integrat într-o poveste. O poveste interesantă, care are legături cu istoria și așa mai departe. Și când vorbim despre subiectul nostru de astăzi, despre Europa, vorbim despre o poveste. Vorbim despre un mit, un mit antic, despre nașterea Europei, dar și despre obsesia noastră a europenilor, pentru că noi, românii, suntem europeni, de a reconstrui Imperiul Roman. Momentul de apogeu al civilizației europene.
Europa este, de fapt, încercarea de a reconstrui Imperiul Roman. Asta este... De aceea referința noastră la Europa era atât de importantă. Imperiul Roman însemna Roma, însemna Occident, deci implicit reluarea legăturilor cu Occidentul, mai ales după o perioadă istorică în care țările române, sau cum să fi numit ele, au avut o legătură prea strânsă cu Constantinopolul, Istanbulul, Țarigradul, cum se spunea pe aici, adică cu Orient. Până într-acolo, încât unii susțin că noi suntem, de fapt, oriental și nu occidental. Avem religie orientală, nu? Ortodoxia e origine orientală, o religie orientală. Avem valori orientale. De ce să aderăm noi la Europa? Pentru că o parte din inteligenția românească din secolul 19 a crezut că viitorul României este alături de Occident și de fostul Imperiu Roman. Este perioada în care se elaborează mitologia romanității românilor. Suntem noi urmașii romanilor? Ce știți? Suntem? Nu. Da sau nu? Nu suntem. Suntem urmașii dacilor. Da. De aceea avem dacilor. Dacia local, Dacia... Da? Suntem ce mai departe. Romanii nicio treabă la română. Dar de ce vorbim limba română? Dacă nu avem nicio legătură cu romanii, de ce vorbim o limbă neolatină? Limba română este o limbă neolatină. Eu știu că latina este limba originală. Latina este un dialect al limbii dacice. Scuză-mă. De ce n-am crede în felul ăsta? Păi poți să crezi în ce vrei, eu nu pot să intru în credințele tale. Vorbim de știință. Spre deosebire de credință, știința are niște demonstrații clare. Iar demonstrația indubitabilă este că limba română este o limbă neolatină, adică că are origini latină. Și mă rog, nu fac o demonstrație acum, că ați făcut-o la școală. Dacă nu te-au convins profesorii, deci învățătorii și profesorii, va fi mie foarte greu să te convinc. Și nici nu vreau să vă convinc pe aici de ce. Aș vrea mai degrabă să vă fac să vă puneți întrebări. Și o întrebare decentă asta. Dacă limba română este sau nu latină. Bun. Cert este că limba română este latină și a fost latinizată în secolul al XIX, de intelectuali. 40% din cuvintele limbii române sunt de origine franceză. Limba franceză a fost limba, pentru că cultura franceză a fost cultura cea mai dinamică a secolului al XIX-lea. Din limba franceză și mai puțin din italiană, spre exemplu, au venit majoritatea neologismelor din limba română. Astfel încât limba română, care fusese masiv slavizată în secolele, nu știu care, e greu să vă spun, secolele 10, 18, 19, a fost relatinizată. Dar de ce spunem că e o limbă latină? Pentru că cuvintele de bază ale limbii sunt de origine latină. De exemplu, ceva ce mâncați voi zilnic. Pâine. Pane. Nu? Apă. Aqua. Așa. În ceea ce privește cuvintele dacice, să știți că nimeni nu m-a putut convinge că nu știu cuvânt dacic și că avem un cuvânt dacic în limba română. Celebrele brânză și așa mai departe, pe care le citau unii lingviști, se găsesc în limbi care nu au nicio legătură cu limba dacică. De exemplu, limba sardă. Limba sardă, limba care se vorbește în frumoasa insulă Sardinia. Unde va trebui să petreceți cât mai multe concedii, eventual la bătrânețe să vă mutați acolo. Asta înseamnă Europa. Să te muți la bătrânețe, la pensie, unde este mai bine. O să discutăm și despre asta. Acum revin la Comitetul Economic și Social, pentru că aș vrea să înțelegeți ce a fost Europa și care sunt problemele ei de astăzi. După al doilea război mondial, care vouă vi se pare că s-a întâmplat de mult, foarte de mult și că n-are nicio importanță, deși unii ca noi, ca mine, spre exemplu, îl simțim foarte aproape. Eu simt și primul război mondial foarte aproape și sunt experimentat de faptul că ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani se poate repeta astăzi. Dar imediat după al doilea război mondial, oamenii au fost să schimbe lumea. Au fost de ce a fost un război? De ce a fost al doilea război mondial? Că sunteți în clasa 2. De ce s-au luptat statele între ele?
degeaba vă uitați la mine și îmi sugerați că nu are niciun fel de importanță. E bine, asta a fost întrebarea pe care și-au pus-o niște oameni. Au știut, a existat vreun motiv pentru care oamenii ăștia s-au omorât unii pe alții? Pentru că ce înseamnă război? Înseamnă că oamenii obișnuiți ca noi, ca voi, ajung carte de tur. Asta înseamnă război. Restul este vorbărie. Patria, strămoșii, realitatea tragică este că oamenii obișnuiți mor pe front. De ce oamenii obișnuiți mor pe front? Cum se ajunge la asemenea situație? Iar răspunsul gânditorilor aceia a fost că devine sunt stat. Că principala problemă a societății contemporane sunt statele națiuni. Pentru că statele ajung să se lupte pe baza unor interese egoiste unele. Și atunci, soluția pentru ca războiul să nu mai existe este dizolvarea statelor. Nu dispariția lor dintr-o dată, pentru că era imposibilă, ci dizolvarea lor într-o organizație, o comunitate mai largă, care s-a numit Europa. Europa a fost soluția ca războaiele care au însângerat Europa sute de ani să nu se mai repete. Și voi sunteți a treia generație care erați cunoscut război în Europa. Bunicii voștri au cunoscut război. Străbunicii voștri au cunoscut război. Străbunicii voștri au cunoscut război. Părinții voștri și voi nu ați cunoscut război. Din 1945 încoace, Europa n-a mai avut niciun război. Merită să ne gândim la lucrul ăsta? E important că n-a mai avut război? Ce credeți? E un argument? Pentru că care războiul a însemnat războiul dintre Anglia și Franța pe de o parte și Germania pe de altă parte, nu? Pentru a rezolva problema războiului, trebuia să faci ca interesele Germaniei, Franței și Angliei să fie comune și să nu mai fie divergente. Și soluția a fost aceasta. În momentul de față suntem în pragul unui război. Știți sau nu? Da. Va fi război, ce ziceți? Nu. Păi, dar care sunt interesele comune ale Rusiei și ale Uniunii Europene? Dacă ar exista interese comune, atunci războiul ar fi greu de prevăzut. Dar dacă nu putem depista acele interese comune, atunci războiul este o soluție la o criză politică provocată de lipsa de viziune, nu are importanță. E greu să discutăm în mod serios în România despre lucrurile astea și în familie. Voiam să vă atrag atenția că Europa s-a născut din dorința de a împiedica războiul și că vreme de 80 de ani a reușit să împiedice războiul. Dar cum împiedicăm războiul? Cum putem face ca statele să renunțe la egoismul lor? Pentru asta trebuie să inventăm, să reinventăm, se gândeau atunci, în 1945, oamenii să reinventăm democrația. Ce este democrația? Puterea poporului. Adică, dacă poporul vrea să-și condamne conducătorul la moarte, poate să-l condamne pentru care puterea asta. Ce înseamnă puterea poporului? Cum îmi traduceți mie puterea poporului? Cum se manifestă puterea poporului? Decizia majorității contează. Decizia majorității contează, spune. Deci prin regula majorității. Simulăm un vot aici și dacă majoritatea, de exemplu, punem la vot teoria evoluției. O teorie la care țin-o foarte mult. Și dacă majoritatea sunteți de acord că teoria evoluției e adevărată, dacă majoritatea sunteți împotriva, atunci teoria evoluției nu e adevărată. Așa este democrația? Că dacă în Statele Unite ale Americii fac un referendum pe teoria evoluției, care, să vă spun eu, e adevărată, n-am nicio altă teorie care să o contrazică, în Statele Unite ale Americii va ieși că e falsă. Sau în Turcia. Dar voi, apropo, voi ați auzit teoria evoluției? Da. Mă bucur. Sunteți într-adevăr un colegiu minunat. Sunt multe licee din țara asta, unde teoria evoluției este necunoscută. Dar nicio știință serioasă nu poate să
funcționează în afara teoriei evoluției. Fizica, chimia, istoria, orice știință, psihologia și științele sociale apelează la teoria evoluției. Și atunci ce e democrația dacă nu este dictatura majorității? Pentru că eu v-am atras atenție aici asupra unui risc pe care îl prezintă democrația și anume dictatura majorității. O majoritate care e întotdeauna artificială, pe care o fabricăm oricând, oricum, prin propagandă, hotărăște împotriva unei minorități. Vă aduceți aminte de Galileo Galilei? Da. Care spunea că Pământul se mișcă în jurul Soarelui, care a fost forțat de Biserica Catolică, să spună invers? Și în final, pentru ca să rămână conștiința în păcat, a spus e pur simovă și totuși se mișcă. Asta a fost maximul de curaj pe care l-a putut avea. Vrem să ne întoarcem cu dictatura majorității în vremea în care ignoranții și analfabeții stabilesc care e adevărul? Asta înseamnă democrație? E bine, cei care se gândeau la aceste subiecte erau, în marea lor majoritate, oameni religioși. Erau catolici. Atunci, în 1945, pentru că împotriva fascismului, în Occident, cel mai mult s-au mobilizat catolicii și comuniști. Dar în principal catolici. Cea mai puternică rezistență împotriva fascismului a fost a catolicilor. Dintr-un motiv pe care poate îl bănuiți, poate nu. Pentru că religia creștină este o religie umanistă, care pune omul în centrul lumii. Și atunci apărarea omului s-a părut absolut importantă. E bine, dacă nu votul stabilește adevărul, dacă nu votul este esența democrației, atunci trebuie să găsim un alt mijloc prin care să stabilim regulile democrației. Și acest mijloc se numește compromis. Democrația nu înseamnă așa cum credeați voi puterea majorității asupra minorității. Ci înseamnă compromisul dintre majoritate și minoritate. Și dintr-un motiv foarte simplu. Voi credeți acum că sunteți o majoritate. Dar oricând puteți deveni partea unei minorități. Iar faptul că minoritățile sunt batjocorite încalcă regula esențială a democrației, care este egalitatea. Democrația presupune egalitatea dintre oameni. Nu există democrație fără egalitate. Egalitate și după aceea libertate. Întâi egalitate și apoi libertate. Libertate individuală, libertate națională. E, compromisul presupune instituții în care oamenii să se întâlnească și să negocieze. În țara noastră, cel care dă cu pumnul, cel care strigă mai tare, are dreptate, nu? Dar asta nu e democrație. E un moment. E o mitocănie. Nu democrație. Democrația nu înseamnă să urli, ci înseamnă să discuți rațional, să negociezi. De aceea, o instituție importantă a democrației este aceea care se numește Parlament. Ce înseamnă Parlament? Parlamentare. Instituția în care se vorbește, negociază, găsește consensul, compromisul. Parlamentul nu este o mașină de vot, așa cum vi se spune la televizor în fiecare zi, care trebuie să voteze permanent, ci este o instituție în care oamenii inteligenți discută și dezbat pentru a găsi cea mai bună soluție. Asta înseamnă parlamenta. Parlamenta a vorbi. A găsi soluții. A găsit compromisul. Și știți de ce s-au transformat parlamentele dintre niște organizații oarecare în instituții politice importante? Pentru că oamenii nu se puteau înțelege între ei. Aveau conflicte politice care se transformau în războaie civile. Parlamentul este locul în care oamenii care nu își pot vorbi se pot întâlni și pot găsi o soluție de compromis. Dar Parlamentul nu este o instituție suficientă pentru democrație. Este o instituție importantă, dar nu suficientă pentru democrație. Căci dacă ar fi fost suficientă pentru democrație, atunci Hitler, Stalin, Mussolini, Franco și alți dictatori nu ar fi înlăturat democrația ca pe un fum.
Pentru că democrațiile s-au prăbușit în fața dictaturilor imediat, ca niște decoruri de carton. De ce s-au prăbușit democrațiile? Erau slabe. Deci, apropo, că vorbeați de vot, cum a ajuns Hitler la conducerea Germaniei? Prin vot. Prin vot, da. Prin vot. Democratic, nu-i așa? E bine, nu. Pentru că dacă votezi un nedemocrat, votul este, votul e un simplu instrument. E ca pixul pe care îl folosiți, cu care puteți scrie lucruri minunate, sau calomnii. E ca cuțitul cu care poți să tai pâine, sau să rănești pe cineva. Votul e un instrument, nu este un obiectiv în sine. Oamenii care l-au votat pe Hitler nu au avut democrație, au avut dictatură. Și după aceea, prin referendum, democrația germană a fost desființată de cetățenii germani. Când ni se vorbește acum de stat de drept, cred că ați auzit dacă vă uitați la televizor, ceea ce vă indic să nu faceți. Nu că Facebook ar fi mai bun, dar televizorul cu siguranță dăunează grav sănătății mentale. La televizor se vorbește de stat de drept. Hitler a instaurat al treilea Reich respectând statul de drept. Adică statul de drept este garanția democrației. Când vi se spune așa ceva, sunteți mințiți în față. Hitler a respectat statul de drept și când a instaurat al treilea Reich și când a făcut Anschlussul, adică când a ocupat Austria. Dar n-a fost democrat. Un argument că Hitler n-a fost democrat aveți? Săptămâna trecută s-a sărbătorit ceva. 60 de ani de la eliberarea Auschwitz-ului. Auschwitz, vă spune ceva? Ați auzit? Un lager de concentrare în care au fost omorâți sute de mii de evrei. 6 milioane de evrei au fost omorâți în cel de-al doilea război mondial. La Auschwitz a fost cel mai important loc în care au fost omorâți evrei. Este cea mai bună dovadă că majoritatea nu are dreptate. Atunci se numeau evrei. Mâine se vor numi români. Astăzi se numesc rom sau maghiari. Dar nimeni în Europa nu vă scutește să deveniți o minoritate care este arătată cu degetul sau dezavantajat. De aici până la lagările de concentrare nu e decât un pas. Și suntem într-o zonă în care antisemitismul a avut rădăcini puternice aici, în această parte a Moldovei. Dar nu vreau să intru în această amănunt. Era doar un exemplu că nu putem avea democrație doar pe baza votului, ci că ne trebuie altceva. Și cum vă spuneam, Parlamentul nu e suficient. Parlamentul e instituție liberală în care se dezbate, în care anumite idei, în mod natural, nu pot apa. Și atunci, modelul francez de democrație de după al doilea război mondial, care era modelul creștin-democrat de democrație după al doilea război mondial, a presupus apariția unei a treia camere a Parlamentului. Parlamentul avea două camere în mod tradițional. Prima cameră, care în România se numește Camera Deputaților, reprezenta națiunea. A doua cameră, Senatul, reprezenta comunitățile teritoriale, orașele și comunele. Și a treia cameră, Consiliul Economic și Social, reprezenta, am putea spune, meserii. Reprezenta grupurile sociale. Astfel încât toate cele trei camere împreună să dea o imagine cât mai completă a societății în momentul în care se iau anumite decizii. E, pe acest model, în 1956, ceea ce astăzi se numește Comisia Europeană, Uniunea Europeană, scuzați-mă, ceea ce atunci se numea Piața Comună, a decis formarea Comitetului Economic Social European.